De vreme ce mulți au încercat să întocmească o istorisire despre faptele de plin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea bunule Teofile, după ce de la început am urmărit toate cu deamănuntul, să ți le scriu cu bună rânduială, ca să te încredințezi de săvârșit despre temenicia învățăturilor ce ai primit. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot cu numele Zaharia din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, păzind fără prihană toate poruncile și rânduielile Domnului, dar n-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau bătrâni în zilele lor. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți după obiceiul preoției, să intre să tămâieze în templul Domnului. Iar în ceasul tămâierii toată mulțimea poporului se ruga afară. Atunci i s-a arătat lui Zaharia un înger al Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și când l-a văzut, Zaharia s-a înspăimântat și l-a apucat friga, dar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu pe care îl vei numi Ioan. Vei avea bucurie și veselie și se vor bucura mulți de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt chiar din pântecele Maicii sale. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea Domnului cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să întocmească Domnului un popor bine pregătit. Atunci a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta, pentru că eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în vârstă. Iar îngerul răspunzând i-a zis: Eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu și sunt trimis să vorbesc cu tine, aducându-ți această veste bună. Dar iată, vei fi mut neputând să vorbești până în ziua când vor fi aceștia, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor. Iar poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu, dar când a ieșit afară nu putea să le vorbească. Atunci ei au înțeles că el avusese o vedenie în templu, pentru că le făcea numai semne cu mâna și rămăsese mut. După ce s-au împlinit zilele slujbei lui la templu, s-au dus la casa sa, iar după aceste zile Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând: Astfel mi-a făcut cum e Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Și când i s-au împlinit zilele ca să nască, a născut un fiu și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu Elisabeta. Iar când a fost ziua 8-a, au venit să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească Zaharia după numele tatălui său. Dar răspunzând, mama lui a zis: Nici de cum, ci se va numi Ioan. Iar ei au zis către ea: Nu este nimeni între rudele tale care să aibă numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea să-i fie numele. Atunci el, cerând o tăbliță, a scris astfel: Ioan va fi numele lui. Și s-au mirat toți,
dar în clipa aceea i s-a deschis gura și limba i s-a dezlegat și a început să vorbească binecuvântând pe Dumnezeu. Atunci a cuprins frică mare pe toți care locuiau în prejurul lor, iar în tot ținutul de prin munții Iudeii s-au vestit toate cuvintele acestea și toți câți le-au auzit le-au pus în inima lor zicând, oare ce va fi pruncul acesta? Căci într-adevăr mâna Domnului era cu el, iar Zaharia tatălui plin fiind de Duhul Sfânt a prorocit și a zis, bine este cuvântat Domnul Dumnezeului Israel, căci a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său, iar tu, pruncule, vei fi chemat prorocul celui prea înalt, căci vei merge înaintea feței Domnului ca să pregătești căile sale. Și pruncul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua când s-a arătat lui Israel. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul păcătoșilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Fericit bărbatul duhovnicesc, iubiți credincioși, care n-a fost eretic sau schismatic, care nu a stat cu păcătoșii, cu pătimașii, care nu a stat împreună cu culitorii, ci continuu a stat cu mintea în inima lui, cugetându cele viclene și cele duhovnicești în adâncul sufletului său, fericit bărbatul care la legea Domnului în inima lui va cugeta ziua și noaptea. Fericit bărbatul care nu va fi fariseu și viclean, ci bărbat adevărat. Și care este acesta care a ajuns la măsura bărbatului desăvârșit, iubit credincioși? Decât altul care este cel mai mare bărbat născut din femeie, Ioan prorocul, Ioan botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, mai mare decât toți sfinții Vechiului și Noului Testament, mai presus în vrednicie, iubiți credincioși, în cer, nu este decât preasfânta născătoare de Dumnezeu. De aceea, Sfântul Ioan botezătorul este bărbatul care a ajuns la asemenea măsură duhovnicească încât poate să fie bărbat. Dar pe cât de mare este, este cel care s-a smerit atât de mult în fața noului Adam, în fața Mântuitorului Hristos, în fața Dumnezeului omul omenit încât i-a spus. Deși am stat 30 de ani în pustie, deși am primit cuvânt din cer să vin aici la Iordan să propovăduiesc, iată, eu vă spun vouă că nu eu sunt lumina, ci eu sunt sfeșnicul. Nu eu sunt soarele, ci eu sunt luceafărul. Nu eu sunt mirele, ci eu sunt vornicul. Și eu nu sunt vreznic să desleg cureaua încălțămintelor lui și s-a smerit în fața lui Dumnezeu cutremurându-se cu o spaimă sfântă, sacră, cât Domnul a spus, lasă Ioane, acum astea. Pentru că nu este timp de smerenia aceasta, ci lasă să se împlinească toată dreptatea. Și iată că sluga a ridicat mâna, iubiți credincioși, deasupra stăpânului. Sluga a umplut mâinile sale de apă și a turnat în capul lui Dumnezeu. Și atunci el s-a hirotonit ca arhiereu și avea aripi de înger, iubiți credincioși, pentru că era mai presus decât cele pământești la supraghirezi. Și acest Ioan, iubiți credincioși, este cel pe care l-a ales Dumnezeu să fie numit prorocul. Acest proroc a fost vârful de lance al prorocilor, dar în el se însumau toate ale Vechiului Testament, care a fost neputincioasă. Pentru că, ia amintiți-vă voi de pilda samarineanului milostiv, umanitate. Omul căzut între tâlhar, plin de răni, aproape mort, stătea și zăcea și a trecut pe lângă el preotul
preotul care cunoștea legea, preotul care aplica jertfa, preotul care interpreta scripturile, preotul iubit credincios care slujea la templu și se ducea la cele sfinte, dar a rămas neputincios, n-a putut să vindece nimic. Dar n-a trecut doar preotul, a trecut și levitul și prorocul. Și acesta s-a uitat și nimic nu a putut să facă. De aceea neputința aceasta lor este pusă ca într-o icoană a legii Vechiului Testament, a poporului Israel îmbătrânit și împietrit, a legii, a jertfelor, iubiți credincioși, a templului și a sinagogii, icoana aceasta a îmbătrânirii și a neputinței este aceea în care sunt îmbrăniți părinții Ioachim, părinții Zaharia și Elisabeta. Erau bătrâni, erau neputincioși, erau fără rod, nu aveau prunci, aveau dreptate, dar nu aveau cinstea, nu erau cinstiți în popor, iubiți credincioși. Dar iată că Domnul n-a lăsat toate acestea până la final necinstite și neprețuite. Pentru că la plinirea vremii, iată că a venit un înger, când Zaharia, tatălui Ioan, era în templu. Un înger în Ierusalim, un înger în templu, un înger în altarul tămâierii, un înger pe nume Gabriel. Și i-a spus pentru prima dată acestuia, bucură-te! Și i s-a spus, bucură-te de veselie și de bucurie, pentru că se va ridica o cara ta din neam și din popor și femeia ta va naște prunc și vei pune numele Ioan. Acesta n-a crezut vedenii, pentru că nu era încă pregătit sau poate a fost uimit. Și iată că a fost pedepsit pentru că a amuțit și până când femeia sa a zâmbit și a născut, el a rămas mut. De aceea, iubiți credincioși, taine mari în templu în Ierusalim pentru nașterea acestui prunc pe nume Ioan, iubiți credincioși. Ioan, prin care darul Dumnezeu s-a revărsat în poporul ales. Dar vedeți, frățiile voastre, ce lucrare dumnezeiască, ce asemănare, ce deosebire și totodată într-o completare desăvârșită. Arhanghelul Gabriel la Ioan, peste 6 luni, Arhanghelul Gabriel la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, zicându-i, bucură-te ceea ce ești plină de har. Nu s-au mai spus aceste cuvinte de bucură-te până acum. Și se spunea în Vechiul Testament doar teme-te, înspăimătează-te, vei fi pedepsit, vei fi certat, pentru că era doar o conștientizare a păcatului. Dar acum, prin Arhanghelul Gabriel începe să izvorască bucuria și veselia în popor și în toate neamurile. Și repet, iubiți credincioși, Gabriel la Elisabeta, Gabriel la Maria. Gabriel în Ierusalim, Gabriel, iubiți credincioși, în afară. Gabriel în templu, Gabriel în casă, Gabriel în centrul centrului, Gabriel în afara sistemului. Deci vedeți cum a lucrat Bunul Dumnezeu și într-o parte și în alta, însumându-le și adunându-le în așa fel încât totul să fie echilibrat. Și când spune fericit bărbatul care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori, acest bărbat, Ioan Botezătorul, iubiți credincioși, este un simbol al puterii, al curăției, al luminii și al echilibrului desăvârșit. Pentru că, ia uitați-vă, frățile voastre, părinții lui se trăgeau din seminție preoțească, din Aron și din ceata preoțească a lui Abia. Din preoție se trăgeau ei. Deci era însumată preoția și prorocia în aceeași persoană, în Ioan Botezătorul. Dar ce făcea, de fapt, preoția? Slujea la templu legea. Ce făcea prorocia? Trezea în conștiința poporului închinarea la Dumnezeu cel adevărat. Dar nici preoția și nici profeția n-au putut să aducă oamenilor mântuirea. Și atunci, iubiți credincioși, vârful de lanț al prorocilor se naște astăzi. Cel care însumează în el și preoția și prorocia se naște astăzi. Dar se naște, iubiți credincioși, prin vestire îngerească, dar lucrarea asupra lui este dumnezeiască,
Pentru că Ioan, iubiți credincioși, a primit nume și despre el s-a profețit că va ajunge mare proroc în neamul lui Israel. Dar sistemul nu l-a primit. El a fost și s-a închinat pentru că tatăl său era din sistem. El a fost și a fost tăiat împrejur pentru că pe el s-a smerit și a împlinit și el legea precum Mântuitorul Hristos. Dar, iubiți credincioși, când a apărut lumina, Luceafărul, au început să se întrezărească forțele întunericului să vadă că s-ar putea să fie zdruncinate. Când a apărut Luceafărul, deja au început să-și pună problema și frământare în sistemul bisericesc. Cum a muțit Zaharia? Cum va naște lumea lui prunca prin minune? Cum acesta va fi proroc acelui preanalt? Cum? Ce se întâmplă cu el? Deja, închipuiți-vă, câte priviri, câte cuvinte, câte vorbe asupra lui Zaharia. Dar a început, iubiți credincioși, frământarea, pentru că peste 6 luni va veni Arhanghelul Gabriel și a zice: bucură-te, ceea ce ești plină de har, și forțele întunericului, iubiți credincioși, stau la pândă să prindă pe Fecioara, pe unica, ca nu cumva să se zăvislească, ca nu cumva să se nască, ca nu cumva să ne mântuiască Fiul lui Dumnezeu în omenit. 6 luni, iubiți credincioși, de taină. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință, spune Psalmul. Adică vorbește Elisabeta și cu Maria la lumină, spunând cuvânt, iar a sălta pruncul în pântecele ei, spunând și vestind cunoștință, pentru că a simțit Ioan că vine în fața lui Domnul și stăpânul său. Dar vedeți că erau de un neam, vedeți că erau de un sânge, ca să se facă continuitatea poporului Israel, să se înțeleagă, iubiți credincioși, așa cum este de un neam Elisabeta și cu Maria, de un neam este Vechiul cu Noul Testament și lucrarea este într-o continuitate după Duh, nu după literă. De ce după Duh, iubiți credincioși? Pentru că acesta a ajuns să fie la măsura bărbatului desăvârșit, pentru că despre el s-a prorocit și el pe toate le-a împlinit, pentru că s-a spus așa: Ioan, fiul lui Zaharia, este cel care va fi o voce. O voce în popor, o voce în Israel, o voce la nivelul întregii umanități, pentru că glasul lui ca putere s-a auzit peste tot, iubiți credincioși, în Duh. Și această voce este glasul celui ce strigă în pustie ce: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Și vedeți cum păstrează echilibru și pe toate le armonizează. Pentru că Ioan pe cele strâmbe le va face drepte, pe cele colțuroase le va face netede, văile le va umple, dealurile și munții se vor netezi, pe toate le va așeza cel care nu era în sistem, cel care nu avea școala lor, a fariseilor și a cărturarilor, cel care a plecat cu maica sa în prigoană din prima în pustiu și acolo a fost hrănit și învățat de îngeri, vine la Iordan și spune cuvântul care a decurs din puterea Duhului Său, cuvântul pe care l-a spus și Mântuitorul Iisus Hristos: pocăiți-vă, convertiți-vă, întoarceți-vă, faceți roade vrednice de pocăință. Și apoi îi ține pe toți într-o tensiune duhovnicească. Iată, securea stă la rădăcina copacului. Copacul care nu aduce roadă și vrednice de pocăință, roadele, se va tăia. Dar n-a tăiat și nu a depărtat securea, a stat într-un echilibru perfect. Și atunci el, iubiți credincioși, a venit și a început să fie întrebat de către popor: ce să facem? De către vameși, ce să facem? De către ostași, ce să facem? Și acesta, iubiți credincioși, a dat măsura echilibrului, nici mai mult, nici mai puțin. Le-a spus: voi sunteți din sistem, rămâneți în sistem, dar să fiți echilibrați acolo unde sunteți voi, să dați mărturia voastră. Adică tu, ostașule, vezi să nu asuprești pe nimeni și să nu folosești sabia ta mai mult decât trebuie, nici să o ții în teacă când nu trebuie, când trebuie să faci dreptate. Că dacă cruțul ticălos lovești într-un om bun. Iar tu, vameșule, dacă ești pus acolo ca să iei taxele și impozitele, ia-le, dar nu mai mult, nu jecmăni, ci fă-ți datoria și atât. Iar voi ce să faceți, popor de rând? Fiți buni și milostivi. Dacă ai o haină în plus, dă-o săracului.
Dacă ai ceva de mâncare în plus, gândește la cel care n-a mâncat. Dacă este cineva înstrăinat, primește-l și împlinește porunca milei și a bunătății. Și le-a dat cuvânt la toți, vis credincioși. De unde știa pusnicul? De unde știa necărturarul? De unde știa cel care nu era în lume măsura lumii? Pentru că deasupra orizontală este verticala și deasupra materiei este Duhul și în Duh știa la fiecare, neducându-se nici într-o parte, nici în alta. Vedeți echilibru desăvârșit la Ioan. Și când au venit arhierei și cărturare și farisei, pe ei a trăsnit direct în frunte. Nu i-a iertat. Pe ei nu i-a lăsat să întrebe. Lor le-a spus-o direct. Șerpi ce sunteți, viclenilor, veninoșilor. Șerpi, pui de năpârci ce sunteți voi. De ce ați venit la Iordan? Ați simțit voi vremea, ați simțit momentul, dar nu știți să-l gestionați. Pentru că ați venit să vă îndreptățiți? De ce ați venit voi aici? Credeți voi că vi se spală vouă păcatele cu botezul meu, cu botezul pocăinței? Și trebuie să vă lepădați de fariseismul din voi, să vă smeriți, să vă căiți și să aplicați legea în Duh și vă spun ce aveți de făcut. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și atunci Ioan, în viscă din cioș, pe toți i-a așezat în rânduială. De ce? Pentru că era în Duh și pe nimeni n-a dezechilibrat. Ce trebuie să învățăm noi, iubiți credincioși, de la Ioan? Că a făcut ascultare desăvârșită. Când a trebuit să se nască, s-a născut. Când a trebuit să plece în pustiu, a plecat. Când a trebuit să stea în pustiu, a stat. Când a fost chemat, a zis, Doamne, grăiește că robul Tău ascultă, așa cum au spus toți prorocii. Când a venit, El a împlinit. Pentru că măsura ascezei desăvârșite este apostolatul. Și când ascetul desăvârșit a fost chemat la apostolat, a venit și a predicat. Și a predicat, iubiți credincioși, cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Și să nu se înțeleagă greșit, pentru că și Elisei îndoit a primit har de la Ilie când a primit cojocul, dar Ilie era Ilie, Elisei era Elisei. Nu s-a reîncarnat Ilie în Elisei, cum spun unii proști și nebuni, luând pasajul din Scriptură și răstălmăcindu-l. Cu Duhul și cu puterea lui Ilie înseamnă că era păstrător al dreptei credințe, că era ascet desăvârșit, că era mustrător a popilor din vremea lui, arhiereilor, cărturarilor și fariseilor din vremea lor, pentru că Ilie a omorât sute de popi și Ioan a mustrat sute de popi și lucrarea lui de mărturisire a mers până la nivelul regelui în timpul lui Ilie și la nivelul lui Irod în timpul lui Ioan. Și a mărturisit și în sistemul bisericesc, a mărturisit și în sistemul lumesc, dar le-a spus ca reacție și ca luptă și ca împotrivire. Nu vă luptați cu sistemul, ci să faceți roade vrednice de pocăință, pentru că însuși echilibrul vostru este lupta cu orice dezechilibru. Lumina din voi este lupta cea mai puternică cu întunericul acestei lumi în diferite forme. Asta a spus și Ilie, asta a spus, iubiți credincioși, și Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă, dar pocăința înțeleasă în sensul corect al lepădării de păcat, în dobândirea virtuților contrarii, în așezarea acestora în verticala mărturisirii de credință și ieșirea din formalism. Pentru că cu asta s-a luptat Ioan, iubiți credincioși, cu acea nuanță mortală pe care a pus-o în Duhul poporului Israel, au pus-o fariseii spunându-le așa, dacă veți asculta de noi, dacă veți fi obedienți, dacă veți respecta legea cu strictețe și toate rânduielile care le-am pus noi, după toate exagerările noastre, vă veți mântui. Stați liniștiți, nu s-a întâmplat nimic. Stați liniștiți, ascultați de noi și vă veți mântuiți. Și fiți ce sunteți mântuiți. Stați liniștiți, nu mai gândiți. Stați liniștiți că noi vă conducem pe voi doar să fiți voi ca niște oi. Dar oile, iubiți credincioși, sunt adevărate dacă au păstori buni. Dar oile o iau rasna dacă n-au povățuitori adevărați. Și atunci aceștia au implementat fariseii în popor o paralizie sufletească de unde din care i-a trezit Ioan bătând cu toiagul lui duhovnicesc de s-a zgâlțit Ierusalimul. Ce a făcut Ioan, iubiți credincioși? Le-a oprit pomenirea tuturor arhiereilor, cărturarilor și fariseilor. Știți cum le-a oprit pomenirea? Nu i-a numit.
Le-a zis șerpi, pui de năpârci. N-a zis arhiereu Caiafa. N-a zis arhiereu Ana. N-a zis arhiereilor și cărturilor. A spus șerpi, pui de năpârci, ce sunteți voi? Voi stricați legea Domnului. Și ce a făcut Ioan? A făcut ce a spus și Domnul. A oprit pomenirea lui Irod. Cum? I-a spus, puneți vulpii acestea. Și când nu l-am numit, nenumit a rămas precum dracul, zis că e dincioși. Și nepomenirea înseamnă o scoatere din putere, din lumină și din rost și din vrednicie, până se trezește acesta prin pocăință și prin întoarcerea la dreapta credință. Dar Ioan, dacă i-a numit șerpi, pui de năpârci, i-a chemat pe ei la pocăință, dar a lovit egoul lor și păcatul lor. Dar pe popor l-a trimit la sinagogă, pe popor nu l-a scos din biserică, pe popor l-a trimis la templu. Duceți-vă la templu și vă închinați. Duceți-vă și respectați legea lui Dumnezeu și sărbătorile. Dar fiți morali. Fiți în pocăință. Dați o haină de pomană. Nu jecmăniți, nu tăiați cu sabia. Știți cum trebuie să fiți. Pentru că iată a venit Mesia, mielul Dumnezeu. Și mărturisiți acolo în sistem. Nu i-a scos. Iubiți credincioși, și-a îndemnat la mărturisire pe ei. Dar mărturisire prin faptă, nu prin vorbă. Taci tu să vorbească faptele tale. Și Ioan, iubiți credincioși, nu i-a scos din sistem, i-a îndemnat la mărturisire, i-a numit șerpi și năpârci, dar le-a lăsat vrednicia, pentru că nu era el în drept să-i scoată pe arhierei și pe cărturari de pe funcții. De ce? Pentru că peste zeci de ani, tocmai acei preoți și cărturari și farisei și arhierei, tocmai aceia trebuia să vadă minunea. Cum? Va veni Mesia Hristos. Și va vindeca 10 leproși și le va spune acestora care s-au vindecat, mergeți în sistem, mergeți la arhierei, cărturari și farisei, nu ieșiți, mergeți și mărturisiți și arătați-le că v-ați vindecat, arătați-le că v-ați tămăduit și spuneți-le că Hristos v-a vindecat. Iubiți credincioși, pentru că nu pleacă nimeni, ci trebuie să fie alungat din cetate. Și dacă te alungă dintr-o cetate, nu pleci, te duci în alta, dar stai în cetate și mărturisești. Și în mărturisirea ta vei mai câștiga alte suflete la mărturisire și la credință. Deci vedeți echilibrul la Ioan, iubiți credincioși. Și ce-au făcut arhierei și cărturarii și farisei? Când s-a născut Hristos Domnul, la fel cum s-a întâmplat și când s-a născut Ioan cu 6 luni înainte, au fremătat, s-au tulburat, s-au zbuciumat, au trădat. Pentru că aceștia s-au dus la Ierod și au luat scripturile și a spus, se va naște în Betleem, se va naște un prunc. Și Ierod, pe baza mărturiilor din scripturi, a omorât 14.000 de prunci până la 2 ani și mai jos. Și Ioan a fugit în pustiu și Hristos a fugit în Egipt pentru că au trădat arhierei la nivel duhovnicesc, iubiți credincioși, și a început prigoana la nivel lumesc. Le plângeau mamele văzându-și copiii omorâți. Glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire mare pentru că aceștia au trădat și au apostaziat. De aceea, iubiți credincioși, în zilele de astăzi, vedeți că sunt multe dezechilibre pe toate planurile. Dacă Ioan cu Duhul și cu puterea lui Ilie a venit în istoria bisericii, mulți au mai venit cu Duhul și cu puterea lui Ilie până când va veni Ilie măslinul alături de cel al doi măslin în Ierusalim ca să mărturisească pentru Hristos și să întărească poporul împărtășindu-l din potirul cel duhovnicesc împotriva potirului spurcat, potirului comun. Dar mulți sfinți și drepți cu puterea lui Ilie și cu Duhul lui Ilie, au venit făcând la fel. Curați, asceți, duhovnicești, văzători de Dumnezeu, primind cuvânt ceresc, du-te, Ioane, prin cuvânt ceresc, du-te prin glas dumnezeiesc și spune poporului să se pocăiască și gătește un popor bine pregătit prin ce? Prin trezvie, prin întărirea în credință, prin căință, prin pocăință, și prin iată mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, adică prin împărtășirea continuă cu Sfintele și Preacuratele Taine. Asta au făcut, iubiți credincioși, cei care l-au mărturisit pe Hristos cu Duhul și cu puterea lui Ilie peste viacuri și s-au dus mărturisirea până la mai mare din popor.
Și au fost închiși în temnițe, precum Ioan. Și au fost batjocoriți, precum Ioan. Și au fost închiși în beceri, precum Ioan. Și s-a tăiat capul și au fost muceniciți, precum Ioan. Și iată că Ioan, evisc credincioși din neam preoțesc, cu duh prorocesc, intrând în cina, evisc credincioși, în cinul celor care au cinul arhieresc, a pus mâna pe Domnul și s-a hirotonit prin brațele lui, merge mai departe în rânduiala și în cinul mucenicesc, pentru că a fost ridicat la nivelul cel mai înalt, la botezul sângelui. Acesta Ioan, bărbatul cel desăvârșit, pe care noi astăzi, iubiți credincioși, îl cinstim. Dar ca să nu închei cuvântul, ca să aibă această predică aplicabilitate în vremurile noastre, să știți că dacă vrem să fim și noi cu Duhul și cu puterea lui Iliei, începând cu verticala și apoi cu orizontala, trebuie să spunem clar pentru popor cum facem de 7 ani și mai mult decât atât. Noi suntem ortodoxi în Biserica Ortodoxă Universală, în Biserica Ortodoxă Română Locală, fie ai Bisericii și ai Eparhiei Romanului, slujind, iubiți credincioși, pe antimisul cu semnătura Episcopului și a Episcopiei Romanului. Mărturisim Sfânta Trăime și toată tradiția și învățătura Bisericii Ortodoxă. Iar voi, cei care ascultați de noi, ca părinți duhovnicești, trebuie să aveți liniștea, împăcarea și siguranța că nu vă ducem în nicio rătăcire, ci vă păstrăm pe linia echilibrului lui Ioan Botezătorul și a tuturor celor care au păstrat firul roșu în credința noastră ortodoxă. Dar când a apărut erezia și când merge mai departe apostazia, iată că v-am spus vouă, prin cuvânt, prin predică, prin cateheză, am spus preoților, fraților noștri și am spus soborului și sinaxilor și arhiereului că o să dim ecumenismul ca mare erezie, nu doar noi, ci noi facem precum au fost puți sfinții, precum Sfântul Iustin Popovici și alți sfinți și teologi, pe care tocmai voi cinstiți și invocați. Și o să dim ecumenismul blestemat, o să dim Consiliul Mondial al Bisericilor. O să dim toate cele oculte și mincinoase care susțin acestea în biserica noastră și vă păstrăm în mărturisirea de credință, iubiți credincioși, așa cum trebuie în fața Dumnezeu. Totodată pe orizontală cu Duhul și cu puterea lui Ilie, vă spunem clar, așa cum s-a luptat cu Ahab și cu Izabela, Ilie, așa cum s-a luptat cu Irod și Irodiada, Ioan, mulți în istorie s-au luptat cu împărați și conducători care combinau poftele lor cu idolatria, vă spunem și noi, iubiți credincioși, că după comunism și capitalism urmează noua ordine mondială și luptăm împotriva erozilor, prin mărturisire și prin trezvie, osândim noua ordine mondială. Osândim aceste sisteme apocaliptice și sisteme satanice. Osândim, precum Ioan, iubiți credincioși, tot ceea ce este împotriva credinței a omului, a tradiției, a sfințeniei și a normalității în fața lui Dumnezeu. Dar vedeți că sunt niște extreme de care v-am ferit continuu și vă spunem încă o dată. Există extrema iubirismului care luptă împotriva iubirii. Toți cei care vor o turmă și un păstor și o unitate în diversitate, aceștia sunt ecumeniștii care promovează erezia, panerezia ecumenismului. Sunt cei care din interior reacționează și protestează împotriva ecumenismului și au luat măsuri, au făcut proteste, au oprit pomenirea ca instrument, dar n-au înțeles oprirea pomenirii ca instrument și s-au identificat, s-au auto-identificat ca nepomenitori și nu au rămas ortodoxi mărturisitori și au făcut structuri paralele sau în fel și chip ieșind prin sinaxele lor din biserică, au oprit poporul să mai meargă la biserică spunând că nu mai este har în taine, la arhierei, la preoți, așa mai departe, și ei, în felul lor, au avut o atitudine greșită în râvna lor, în mărturisirea lor, devenind și ducându-se într-o tentă schismatică și luând decizii înainte de vreme. Ioan n-a făcut așa. Ioan le-a spus, căiți-vă, pocăiți-vă și mergeți și mărturisiți în sistem. Hristos Domnul n-a făcut așa. Le-a spus, schimbați-vă viața și mergeți acolo în templu și în sistem și mărturisiți prin credința voastră o mărturisire vie față de un Dumnezeu viu. Și după ce l-au răstignit pe Hristos, apostolii n-au plecat din sistem, ci au dus în sinagogă și în templu și în continuu se rugau, până când n-au mai suportat aceștia mărturisirea lor și i-au dat afară și au mers la propovăduire. Dar
pleci când nu mai suportă ei și te dau afară ca pe un mărturisitor. Deci să avem echilibrul acesta, iubiți credincioși, nu ne-am identificat niciodată ca nepomenitori, făcând vreo schismă, vreo grupare sau vreo numire. N-am rămas niciodată în indiferență față de ereziile lumii acestea sau față de structurile nebune și satanice din punct de vedere politic, social, militar și lumesc și global. Și v-am îndemnat în continuu să rămâneți în echilibru pe care îl spune Ioan Botezătorul. Să credem în Dumnezeu, în Mesia Hristos, mielul lui Dumnezeu, să facem roade vrednice de pocăință, rămânem în biserică ca fie ai bisericii până când ereticii n-or mai suporta și schismaticii nu ne mai suporta, fiind loviți din toate părțile, stăm în echilibru mărturisirii, dar răspundem cu rugă, cu binecuvântare, iubiți credincioși, față de toți. Poate, poate, din ei, precum Nicodim, precum Iosif, care l-a îngropat pe Hristos, poate, poate, din ei, precum Pavel, din prigonitor al bisericii, se vor întoarce, se vor converti și atunci, cu Duhul și cu puterea lui Ilie, fiecare dintre noi, în vremurile care suntem, trebuie să ducem lucrarea bisericii și a mântuirii fiecărui suflet pentru împărăția cerurilor. Amin.